Primăria municipiului Deva aduce la cunoștința persoanelor îndreptățite să beneficieze de ajutorul pentru încălzirea locuinței că, începând cu data de 15 octombrie 2019, pot solicita cererile și declarațiile tip pe proprie răspundere pentru obținerea ajutorului privind încălzirea locuinței la sediul Direcției de Asistență Socială, situat pe strada Ile Caragiale, numărul 4, în fostul hotel al pieței agroalimentare. Documentele pot fi descărcate de pe site-ul www.primariadeva.ro, tot acolo putând fi găsite și toate informațiile privind actele ce trebuie depuse, cuantumul care se poate acorda, dar și lista bunurilor care duc la excluderea de la acest ajutor. Depunerea documentelor pentru solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se poate face începând cu data de 1 noiembrie 2019. Limita maximă de venit de membru de familie până la care se acordă ajutorul de încălzire a locuinței este de 750 de lei la gaze naturale, energie electrică și combustibil solid. În ce privește limita maximă de venit pentru ajutorul de încălzire a locuinței cu energie termică, aceasta este de 786 de lei pentru familii și de 1032 de lei pentru persoane singure. Informații suplimentare cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială Deva, la numărul de telefon 0254 218 030 sau printr-un e-mail la adresa dasdeva@primariadeva.ro.